Bună! Așa cum ți-am promis în episodul de astăzi de la Minutul Psi, îți prezint o parte din strategiile de a depăși fazele care preced un atac de panică. În faza 1, foarte probabil nivelul general de stres te face să ajungi la senzații inițiale neplăcute, palpitații, dificultăți de a respira, amețeli și alte. În momentul în care introduci în viața ta obiceiuri regulate de relaxare, de nutriție, de exerciții fizice, cu efect în scăderea stresului și le practici zilnic, vei putea să reduci foarte mult predispoziția către schimbări bruște declanșate de sistemul vegetativ de alertă. Metode eficiente de relaxare profundă sunt respirația abdominală, relaxarea musculară progresivă, vizualizarea unei scene liniștitoare, meditația, biofeedback-ul, yoga, muzică de relaxare. Un program regulat de exerciții fizice intense poate reprezenta o supapă pentru reacțiile intense corporale atunci când intră în criza provocată de reacția de tipul luptă sau fugi. Substanțe care agravează anxietatea sunt cafeina, nicotina, medicamentele stimulante. Încearcă să elimini din alimentație sau să reduci carbohidrații, alimentele procesate și rafinate și să crești consumul de fibre, cereale integrale, fructe și legume crude și apă. Urmează o dietă echilibrată în principii nutritive. Dacă treci peste acest stres generalizat, vei putea să identifici circumstanțe concrete care îți declanșează atacul de panică. Apoi, vei putea să încerci să eviți sau să elimini acele circumstanțe ca să nu-ți mai facă probleme în viitor. Intervențiile care scad tendința de a ajunge la senzații corporale neplăcute din fazele 1 și 2 cer toate schimbări în atitudinea și în stilul tău de viață. În episodul următor îți voi prezenta și alte strategii eficiente pentru următoarele faze ce pot duce la un atac de panică. Așa că te aștept. Pe curând!